Dragii mei frați și surori, s-a vorbit aici despre o luptă. Despre o luptă și îi spunea, Pavel îi spunea lui Timotei că în așa fel să se lupte, ca la sfârșitul acestei lupte, știți cum să iasă Timotei? Cu cugetul curat. Atunci când termină lupta, când termină alergarea pe acest pământ, să iasă cu cugetul curat înaintea lui Dumnezeu. Și vorbește Pavel Apostolului Timotei, de mai multe ori, cum a spus fratele Sorin, despre lupte. Dar nu ezită Apostolul Pavel să se dea pe el însuși, ca exemplu. Și la sfârșitul epistolei a doua către Timotei, spune Apostolul Pavel în felul următor, în versetul 4 cu, în capitolul 4 cu versetul 7 și 8. M-am luptat lupta cea bună. M-am luptat lupta cea bună. Aș avea o întrebare pentru noi. Pentru mine, pentru dumneavoastră, pentru tine. Ce luptă luptăm? Adesea ori ne luptăm. Adesea ori ne luptăm, toată viața ne luptăm. Spunea un om dintr-o sursă, nu știu cât era de sigură, la sfârșitul vieții lui, spunea directorul la Apple, toată viața mea mi-am consacrat pentru întreprinderea mea și pentru ceea ce am făcut. Și mi-am dat seama la sfârșitul vieții că a trecut pe lângă mine niște lucruri minunate și le-am pierdut pentru totdeauna. Apostolul Pavel spune, m-a luptat lupta cea bună. Mie îmi spune aceasta. Că sunt multe lupte în lumea aceasta. Dar este numai una care este bună. Și știți care este? Mi-am isprăvit alergarea, spunea el. Am păzit credința. Lupta cea bună este cea care te duce spre ceruri atunci când îți păzești credința în Domnul Iisus Hristos. Nu când ne luptăm unii împotriva altora, nu este cazul la noi. Nu când oamenii se luptă popoare împotriva unii la altul. Nu. Spune Apostolul Pavel Corintenilor, în 1 Corinteni, capitolul 9, cu versetul 24. Nu știți că cei ce aleargă în locurile de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar în așa fel, ca să căpătați premiul. Și apoi spune mai jos, toți cei ce luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și îi fac lucrul acesta ca să capite o cunună care se poate veșteji. Dar să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Și spune el, deci, alerg, dar nu ca și cum n-aș fi încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, spunea în fel simbolic aici, dar nu ca unul care lovește vânt, căci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Frați și surori, băgați bine de seamă, să băgăm bine de seamă, care este lupta cea bună? Fratele Sorin a amintit aici și a pus bine punctul pe ei. Prima luptă care are un om este cu sine însăși. Dacă m-aș lupta, m-aș lua la luptă cu fratele Sorin în mod fizic, poate l-aș trânti eu de pământ, poate m-ar trânti eu de el de pământ și la urmă i-aș strânge mâna și aș spune, frate Sorin, m-ai trântit de pământ și m-aș lăuda. Dar aș vrea să vă spun ceva. Nu acesta este un adevărat luptător. Adevărat luptător este cel care se învinge pe el însăși. Și cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește prin gura Eclesiastului că cel care se învinge pe el este mai tare
ca și unul care învinge nu știu cât vitej. Aici este lupta. Și Apostolul Pavel confirmă lucrul acesta și spune, eu mă port aspru, deci cu mine mă lupt în primul rând. Nu mă lupt cu păstorul, nu mă lupt cu frații din comitet, nu mă lupt cu cel de la ușă care de multe ori îmi spune să am de grijă. Nu mă lupt cu ei, mă lupt cu mine în primul rând. Și Apostolul Pavel spune, eu m-am luptat lupta cea bună. Și care este rezultatul luptei cele bune? Spune de acum, mă așteaptă cu mâna neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Frați și surori, așa să ne luptăm, în așa fel, ca în ziua aceea să primim cu mâna vieții veșnice. Aceasta este lupta cea bună. Să ne păstrăm credința în vremuri ca și acesta. În vremuri prospere pentru trup și așa de grele pentru suflet. Să ne păstrăm credința în Domnul Iisus Hristos, să nu facem compromisuri cu lumea, să nu iubim lumea, nici lucrurile din ea. Și le spun și tinerilor, și spun și nouă, nu iubiți lumea, nici lucrurile din ea. Spune Apostolul Pavel la un moment dat, cu regret, Dima, unul care era ucenic de-al lui Apostolul Pavel, unui mare evanghelist Apostolul Pavel, spune, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit. Și cuvântul lui Dumnezeu nu ne mai vorbește nimic și nicăieri despre acest Dima. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu pentru noi, pentru tinerii noștri, să ne păstrăm credința care s-a dat odată Sfinților pentru totdeauna. Să ne luptăm lupta cea bună, pentru că la cap este o cunună. Este o cunună care nu se deștepte. Și însuși Domnul Iisus Hristos îți va pune cununa aceea pe cap, dumitale și mie, celui care prin jertfa Domnului Iisus Hristos a îngheruit lumea. Amin. Vom fi să ne ridicăm în picioare și aș vrea să mulțumim Domnului pentru seara aceasta și în a doua parte să ne încredințăm în brațul Domnului, să ne păzească, să ne ocrotească în săptămâna în care am intrat și El să fie Domnul nostru și Dumnezeul nostru. Amin. Să ne rugăm Domnului.